Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. La începutul acestei luni v-am spus povestea Robertei, o adolescentă de 14 ani care locuiește într-un centru de plasament din București. E foarte talentată la street dance, visul ei este să devină instructor de dans. Împreună cu Dedeman, partenerul nostru în campania Urmează-ți visul, i-am oferit Robertei un abonament timp de un an cu acces nelimitat la școala de dans, la care ea deja este cursantă, plus o vacanță la mare, o bursă de studii. Puteți reasculta această poveste emoționantă pe site-ul Europa FM, la secțiunea Urmează-ți visul. La momentul respectiv, mai mulți ascultători s-au oferit să o ajute pe Roberta. N-a fost nici pe departe prima oară când s-a întâmplat așa ceva la Urmează-ți visul și vă mulțumim, evident. Doar că de data aceasta, unul dintre mesaje ne-a uimit, pur și simplu. A venit din partea celor 17 copii din centrul de plasament Pinocchio, din Băbeni, județul Vâlcea. Ei s-au oferit să doneze fiecare cei 28 de lei pe care îi primesc lunar de la statul român, pentru ca Roberta să-și împlinească visul de a deveni instructor de dans. Și evident, noi am dorit să-i cunoaștem pe acești copii care, din puținul lor, au vrut să ajute alt copil care a trecut prin aceleași necazuri ca ei. Evident, nu am acceptat cei 476 de lei și nici Roberta nu a acceptat, dar credem că putem face ceva mai mult. Am aflat că, deși nu o cunosc pe Roberta decât din reportajele Europa FM, copiii din centrul de plasament din Băbeni spun colega noastră. În studiu este managerul centrului de plasament Pinocchio din Băbeni, Mihai Ghebrea. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră. Mihai este la rândul lui un om cu o copilărie și cu o adolescență instituționalizată, cu o poveste de viață uimitoare. A fost abandonat când avea 7 luni. A avut o viață de luptă și la un moment dat voia să se facă procuror, nu-i așa? Ca să-i pedepsească pe cei care l-au abuzat pe el și pe colegii din cămine. A făcut facultatea de drept, dar a decis în cele din urmă să lucreze la protecția copilului. De asemenea, Mihai mai are legătură cu lumea și cu lumea radioului. O să vă spună chiar el. Cum, bună dimineața, Mihai, din nou. Cum e cu radio? La 14 ani, elev fiind în clasa 8-a, am auzit un anunț pe postul... Mamă, ce voce are! Pe postul local. Asta vreau să spun că ne face de râs pe toți, da, la deci, capitolul voce. Să plecăm. Și, da, nu mai rămâneți puțin. Ia zi, Mihai. Deci, 14 ani? Da. Ascultasem un promo la radioul local și m-am dus să mă prezint... În Vâlcea? Da, cu talentul meu, care credeam că l-am. Și Nadina Nedelea, care probabil o cunoașteți... Lumea mică. Da. Mi-a zis că ești prea mic, noi nu prea angajăm elevi și zice, hai să dai o probă. Și m-a pus să citesc o știre. Am citit-o și am dat să plec. Eram dezamăgit de cum se uitau ceilalți pe mine și am plecat. În drum spre ieșire a strigat după mine Nadina și a zis, vino încoace. Și noaptea aia, până la 3 dimineața, am stat și am schimbat tot ce însemna promo, jingle și tot. Tot ce aveau ei pe post s-a schimbat cu vocea mea. Păi, vocea este senzațională. Deci dacă cumva... Bun, acum sigur, puteai să lucrezi în justiție. Da. Sau bine, puteai să lucrezi în media. Și de ce ai ales protecția copilului, până la urmă? Păi, în primul rând am vrut să mă fac procuror tocmai pentru a-i pedepsi pe cei care ne abuzau sub orice formă. Dar Dumnezeu probabil mi-a pregătit altă cale și mi-a zis, uite, te ocup de treaba asta, pentru că simțeam că pot să fac ceva mai mult decât ceea ce se făcea atunci în protecția copilului, mai ales până în anul 2000, unde, cel puțin în centrul în care eu am locuit, erau 300 de copii și parcă nu se făcea nimic pentru educația, pentru pregătirea lor pentru viață, pentru că noi, de fapt, eu cel puțin militez foarte mult pentru pregătirea lor pentru viață, pentru că e foarte greu atunci când împlinește 18 ani un tânăr, nu știe ce să facă. Iese pe ușa căminului, se uită în stânga, în dreapta și chiar nu este pregătit să pună un nou în tigaie, în primul rând. Și acest lucru m-a determinat să lucrez în protecția copilului. A fost destul de dificil. Eu am lucrat vreo 3 ani la primăria din municipiu, tocmai pentru a rezolva o altă problemă a tinerilor, aceea de a găsi o posibilitate de a primi o locuință socială, și ne putem mândri că suntem județul cu cele mai multe locuințe sociale oferite tinerilor, peste 40 de locuințe. Chiar am implementat la nivel local o hotărâre de Consiliul Local
în care orice se va construi de atunci și până în prezent, 10% din ce se construiește este destinat copiilor care provin din centrele de plasament. Câți ani ai, Mihai? 43. Mulți înainte. Deci tu ți-ai început viața într-un orfelinat, într-un orfelinat. La 7 luni. Comunist. În ce an s-a întâmplat asta? În 1977. Ok. Deci ai ceva amintiri din orfelinatele comuniste, nu? Da, evident am trăit în perioada aceea. N-au un renume prea bun. Deloc. Gândiți-vă că eu trebuia să lupt pentru supraviețuire. În centrul nostru, practic, se aplica legea junglei. Cei mai puternici rezistau. Iar eu, ca să pot face față la abuzurile celor mari, practic mă duceam să cerșesc, să le fac cota lor parte de venituri, tocmai pentru a fi lăsat în pace ca să pot să mă concentrez pe școală. Nu suportam vacanțele, ca și mulți colegi de ai mei. Nu suportai vacanțele? Nu, pentru că vacanța însemna să stau în cămin. Școala însemna să plec din cămin, pentru că noi făceam școala de masă, deci nu eram, n-aveam școala în interiorul căminului ca alte centre, și atunci era singura posibilitate de a ieși din acel spațiu, din acel coșmar, de fapt. Bun, să-l prezentăm și pe celălalt interlocutor al nostru, din Vâlcea, de la Centrul Pinocchio, Mira. Mira, fata care a avut ideea ca banii de buzunar ai copiilor de la centru să ajungă la Roberta. Bună dimineața, Mira. Bună. Bună dimineața. Toate bune acolo la voi? Da. Da? Bine, am auzit că ești foarte vorbăreață, poți să spui da, nu și ești cam timidă, dar nu-i nimic, asta o să treacă. Mira, Roberta are un mesaj pentru voi toți, copiii de la Centrul Pinocchio. Vrei să-l ascultăm? Da. Perfect. Doresc să le mulțumesc din suflet celor 17 copii de la Casa Pinocchio din orașul Băbeni, care au vrut să-mi doneze banii lor de buzunar pe lună. Nu pot accepta acest ajutor, deoarece și ei au la fel de mare nevoie de acești bani. Vă sunt recunoscătoare și vă doresc toate cele bune. Uite, Mira, v-ați făcut o prietenă nouă la București. Când crezi că o să vă puteți întâlni? Când dorește domnul Mihai să ne aducă. Ah, domnul Mihai, dânsfie. Dar voi de ce ați vrut să ajutați pe Roberta, Mihai? Mira. Păi am văzut cât își dorește și am zis că trebuie să o ajut cum pot. Bine, ați vrut să faceți un bine, dar de ce e important, Mira, să faci bine? Nu e mai simplu să nu te bată, să n-ai bătăi de cap? Dacă se face bine din bine, ar fi super pentru toată lumea. Ah, excepțional. Înapoi în studio cu Mihai Ghebrea, managerul Centrului Pinocchio. 17 copii, între ce vârste? De la 13 la 18 ani, noi am avut 32. Uh-huh. Am încercat să și integrăm în familie pe aceia care am putut. 17 copii care eu acum 3 ani când am venit acolo... aveau o situație destul de delicată, erau și mai timizi, erau mai speriați, pentru că este un oraș la 20 de kilometri de Râmnicu Vâlcea și practic nu ieșiseră foarte mult. Mulți dintre ei nu știau cum arată un tramvai, un tren, ceva de genul ăsta. Alții nu știau cum e apa caldă, că făceau baie la Ligian acasă. Ce umplit 17 copii de întreținut, mă rog, de educat, asta costă enorm. Eu cred că voi aveți nevoie de sprijin, de cât de mult se poate. Și bine le întoarce bine, așa cum spunea Mira, extraordinar. Mira, ești grozavă. Așa că noi avem ceva pentru voi. În primul rând, tot respectul pentru tot ceea ce faci, Mihai. Și tot da, vreau să spun că acolo, te rog. Un an și jumătate copiii aceștia au stat în izolare. Pentru că așa a fost situația. Nu am înțeles de ce guvernul a luat această decizie, dar ei practic n-au ieșit deloc de acolo. Și dacă nu aveam sprijinul președintelui Consiliului Județean, care pur și simplu a donat materiale de întreținere, de igienizare, nu ajungeam la performanța să nu avem niciun caz de COVID în rândul copiilor, iar acum suntem 100% vaccinați. Foarte bine, bun. Aveți nevoie de ajutor, deci noi avem o listă lungă de obiecte care ar trebui să vă ajute un pic acolo. Veți primi din partea noastră și a Dedeman un laptop, imprimantă laser cu consumabilele aferente, videoproiector, echipamente de gătit, de igienă, echipamente medicale esențiale pentru monitorizarea stării de sănătate a copiilor, produse de cosmetică și așa mai departe. Este un pachet foarte mare, credem că vă sunt necesare. S-ar putea să mai rămână vreo 4.000 de lei în cont după ce facem toate achizițiile astea. Ce ai vrea să le oferi copiilor, Mihai, de banii care
care mai rămân acești. Asta spuneam, că aș vrea să fac o ieșire cu ei. Unde? După... Trebuie să mă consult. Sunt 17 copii cu personalitate diferită. Este foarte greu să stai să îi consulți. Eu sunt foarte democratic. Eu acolo când iau o decizie, deși ar trebui să aplic ca și ceilalți șefi, pur și simplu, eu sunt șeful, eu tai și sponsor, deci iau o decizie cu ei, dar în principiu cred că pe litoral. Eu votez pentru mare, copiii sunt fascinați de mare și îmi doresc să ajungeți la mare, să ne trimiteți fotografii de acolo, cu Mihai, siguranță. Mira și toți copiii de la Centrul Pinocchio din Băbeni, vă mulțumim foarte, foarte mult că ați fost parte din campania Urmează-ți visul. Să ne auzim cu bine! Mulțumesc! Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM. Împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate.